Bine ați venit, dragi doamne și domni care aveți soarele, luna sau ascendentul în zodia rac, la o nouă etalare. Abia așteptam să reiau etalările. Am fost în sesiune și am avut examene, le-am trecut cu bine, a fost o perioadă plăcută, bineînțeles. Acum sunt în anul 2 la master, la psihologie și v-am spus, de-abia așteptam. Pasiunea mea pentru tarot rămâne. Și fiind în vacanță până la 1 octombrie, voi face cu drag etalări pentru voi, reiau etalările cât de des pot, atât cât îmi permite și serviciul. Voi face etalării generale, de asemenea vă aștept și la cele personale, dacă vă doriți. Începem etalarea ca de obicei, aprinzând o lumânare, dragi doamne și domni din Zodia Rac, pentru sănătatea dumneavoastră și a celor dragi vouă, dar și pentru vindecări, pentru împăcări, pentru găsirea de soluții și rezolvarea de dificultăți, pentru împlinirea dorințelor voastre, pentru surprize frumoase, pentru vacanțe plăcute și tot ce își mai dorește sufletul vostru bun și sensibil. Haideți să vedem încet, încet ce ne anunță cărțile de oracol și de tarot în funcție de perioada aceasta, 20-30 iunie 2024, succes la examene, de asemenea multă sănătate, la mulți ani celor care împlinesc o anumită vârstă în perioada 20-30 iunie, că avem soarele în Zodia Rac. Sper să vă meargă totul bine, dragii mei, și hai să începem etalarea. În primul rând, avem din partea mesteacănului această frumoasă recomandare. Eliberează-te de trecut, găsește calea. E vremea unui nou început. Este interesant pentru că noi pe 20 iunie avem solstițiu de vară, este cea mai lungă zi din an și pe 20 iunie vă dați seama că ne umplem de energie, o să avem spor, o să încercăm cât putem de mult să ne împlinim ceea ce ne punem pe lista de făcut. Iar pe 22 iunie avem de asemenea luna plină. Este o zi și apoi o perioadă de câteva zile în care putem să eliberăm ceea ce nu ne mai este de folos. Da, și dumneavoastră știți că am tot spus în etalările mele cum să ne eliberăm prin afirmații rostite verbal, da, sau în gândul nostru, ori scrise, dar și mesteacănul spune, eliberați-vă de un trecut, găsiți calea pentru că este vremea unui nou început. Un nou început de a vedea acea situație, o nouă perspectivă de a vedea o situație, chiar dacă, da, sau poate chiar se merge spre căutarea unui nou job, se merge spre căutarea unei persoane noi și așa mai departe. Iată și acest oracol că vine cu următoarele două mesaje. Nu lăsa trecutul să devină un obstacol în calea viitorului tău, îți spune această carte. Asta ce înseamnă? Că încă nu ați eliberat trecutul și acesta vă poate influența negativ prezentul. Fie că sunteți în conexiuni, în relații, în colaborări, fie că în munca voastră individuală, da, o anumită neîncredere să vă împiedice să vă atingeți anumite țeluri. Iar a doua carte spune, preia controlul și fă prima mișcare. Iată ce important este să aveți inițiativă, ce important este să treceți peste acele obstacole, fie că sunt puse ca bețe în roată de alții, fie că apar de la destin sau chiar reprezintă acea deznădejde care uneori ne împiedică să acționăm. Deci preluați controlul și faceți prima mișcare într-o relație, într-o situație, apărați-vă propriile interese, dragii mei, și nu aveți ce să pierdeți. Hai să continuăm etalarea pentru dragile doamne și dragii domni din Zodia Rac. Ce frumoasă carte am aici, ușa către valori, o sumă de bani vine spre voi, aveți posibilitatea să câștigați, da, ceva anume, este poate o mărire de salariu, 31 poate fi o vârstă, 13 poate fi o oră, la fel și ora 4,
Deci, voi fie că începeți un job care este mai bine plătit, fie câștigați o sumă de bani, dar este o perioadă care pare foarte benefică pentru dumneavoastră. Hai să vedem, în afară de acea carte, aș mai vrea parcă două mesaje, fie clarificatoare, fie care să vorbească despre alte aspecte. Se pare că ar fi fost o persoană invidioasă pe voi, da? Sau voi ați fi invidiat o anumită situație și ați fi avut inima rănită, dar ea se vindecă. Deci dacă ați fost necăjiți sau necăjite într-o anumită perspectivă sau a fost o persoană răutăcioasă la locul de muncă sau în familie, ei bine, persoana asta din 20 parcă reușește să se pur și simplu să iasă, dar persoana asta nu mai permit, nu îi se mai permite acestei persoane, da, să acționeze cu acea invidie. Sau nu vă mai pasă, chiar dacă mai auziți persoana asta că lansează către voi acele săgeți, da, usturătoare prin cuvinte, prin fapte, voi vă vindecați inima, da? Vă vindecați inima, cred că nu vă mai comparați cu nimeni. Aici am ca numere 20, cum spuneam, poate fi 20 iunie sau ora 20 sau ora 2 și mai am ora 9 la fel. Da, deci inima rănită se vindecă, poate că ați fost supărați, da, și să vă împăcați cu o anumită persoană sau se vindecă o problemă de sănătate, da, și poate ați avut inima rea că pentru ce v-a spus cineva și reușit să lăsați la spate acea supărare. Dragii mei, sper să fie benefic acest mesaj pentru dumneavoastră și continuăm cu acest tarot zen. Să vedem, iată, are aceste frumoase mesaje, să faceți și lucrurile care sunt simple, da, ca și cum să vă dați voie să petreceți în natură, să vă relaxați, să vă bucurați. Această carte, Nimic ieșit din comun, spune să te bucuri chiar și atunci când gătești o mâncare și o savurezi, sau când stai la umbră undeva și te relaxezi, sau când mergi într-o vacanță, nu neapărat o destinație exotică, dar să te bucuri de lucrurile care sunt obișnuite și iată viețile anterioare, cum într-un fel sau altul te vor influența. Și spun asta pentru că fie veți întâlni persoane pe care nu le-ați mai întâlnit de mult timp, fie vor fi, veți întâlni persoane noi care vi se par familiare. Și lucrul acesta să fie foarte interesant, că deși abia îi cunoașteți, vi se par foarte, foarte aproape de sufletul vostru. Poate strămoșii voștri s-au întâlnit la un moment dat. Dar aveți o chestiune aici legată de familie, o chestiune legată de linie maternă, mamei, bunicii, străbunicii sau paterne, tată, bunic, străbunic, care oarecum vă pot influența. Și aș vrea, da, să văd puțin clarificările. Iată, fiți receptivi cu tot ce vine spre voi. Fiți armonioși, fiți într-o, cum să spun, ceea ce gândiți să și spuneți și să și faceți. Pentru că în felul acesta nu există conflicte interioare. Și mai văd cartea Nu mai amâna, spune această carte. Nu mai amâna este numărul 4, 4 de spade. Trece la acțiune, încarcă-ți bateriile și colorează-ți viața așa cum îți dorești, dragă doamnă și dragă domn din Zodia Rac. Frumoase cărți, destul de mobilizatoare. Și hai să continuăm, dragii mei, și cu tarotul iubirii, să vedem și în viața voastră sentimentală care sunt energiile. Extragem câteva cărți, da? Pentru a vedea perioada 20-30 iunie 2024 cu ce energii urmează să vină. Și am într-adevăr Afrodita. Cartea Afrodita este a unei doamne rac extrem, extrem de feminine. Da, Venus este, aveți Venus, doamnelor, în perioada aceasta, în semnul vostru al racului. Asta înseamnă că veți fi extrem de atrăgătoare, de frumoase, de feminine, de seducătoare.
veți fi adevărate Afrodita. Dar și domnii din Zodia Rac au bucuria de a se îndrăgosti sau de a fi alături deja de partenere care se vor aranja, se vor eleganța, da, vor fi extrem, extrem de active, să spun, din punct de vedere intim. Eu aici văd și o dragoste la prima vedere pentru o parte din persoanele din Zodia Rac. O dragoste la prima vedere care aduce pentru voi, să spun, o renaștere, poate chiar și în relațiile de lungă durată. E ca o reaprindere a pasiunii, pentru că voi, dacă așa v-ați îndrăgostit, chiar și acum mulți ani, prin dragoste la prima vedere, parcă vă activați, soarele intră în semnul racului, deci veți fi mai strălucitori, dragi doamne și domni. Iată, bărbatul rac va fi precum un cavaler perfect, sau aici vorbim despre un bărbat din zodia, un partener, deci partenerul doamnelor rac se vor comporta precum acest cavaler, sau vor cunoaște acest cavaler, ori domnii rac vor fi în așa măsură. Foarte, foarte frumoasă este, într-adevăr, energia pentru voi. Să vedem cărțile obișnuite ce anunță. Deja avem una dintre cele 7 cărți, le extrag și pe celelalte 6, pentru că se pare că sunt pregătite cărțile, oricum eu nu le iau la rând, le și amestec. Și hai să vedem ce vor să spună. Acest valet de inimă neagră poate să anunțe prezența unei persoane din gemeni în balanță vărsător în viața voastră. Sau poate să fie o doamnă sau un domn cu ochii verzi sau albaștri, ori din semn de aer, gemeni, balanță sau vărsător. Ce mai văd de asemenea? Mai văd de asemenea o doamnă sau un domn, deci gândul cuiva, ca și în cazul acesta, dar aici ar putea să fie și un job nou, o ofertă de muncă sau un coleg sau o colegă nouă, da? Al doilea gând este al unei persoane, fie din Taur, Fecioară, Capricorn, fie șatene cu ochii căprui, da? Totodată am și acest cadou sau dar de bani care vine spre dumneavoastră, fie din partea acestor persoane, da, semne de aer sau de pământ, ori cu descrierile pe care le-am menționat. Mai văd de asemenea fi o ofertă de muncă mai serioasă, o afacere mai bună, ori intersectarea cu un partener din gem în balanță vărsător, o persoană mai matură, da, am și doamna, și aici văd sufletele pereche pe care semnul rac îl poate forma. Deja cunoașteți acest partener sau parteneră, pentru că valetul poate lua și poziția damei, că reprezintă gândul acestei femei, deci doamnele sau domnii din rac pot avea partenere sau parteneri, fie cu ochii verzi sau albaștri, fie din semn de aer, gemeni, balanță, vărsător. Văd și doamna sau domnul din rac, sau persoanele blonduți, șatene, șateni cu ochii căprui sau deschiși la culoare. Mai văd de asemenea aici, iată, semne, din nou, semne de, cum să vă spun, de suflete pereche, pentru că am și popa și valetul de romb. Și aici sunt descrise persoanele șatene cu ochii căprui sau care sunt din Taur, Fecioară sau Capricorn. Deci, dragii mei, văd într-adevăr, iată ce frumos, și semnele pereche, suflete pereche sau gemene din semne de apă. Deci sunt 3 suflete pereche din 7 cărți, sunt 3 suflete pereche și cartea care vorbește fie de dar de bani, fie de cadou, da? Deci fie cu semnele de aer, gemeni, balanță, vărsător, fie cu Taur, Fecioare, Capricorn, fie cu Raci, Scorpioni, Pești, da, semnele de apă, sau persoane șatene cu ochii căprui, ori cu ochii verzi sau albaștri, ori blonduțe, blonduți, șatene, șateni cu ochii căprui sau deschiși la culoare. Foarte interesant, da, foarte frumos. Hai să vedem acum și o cruce celtică pentru
Zodia Rac, în perioada 20-30 iunie 2024. Și văd într-adevăr 4 de bâte, o carte foarte frumoasă, care vorbește de căsătorie, de celebrare, de berbecilei săgetători, care sunt în atenția dumneavoastră. Mutarea într-o altă casă, plecarea într-o vacanță. Patru de bâte arată cei patru stâlpi de rezistență a unei încăperi, un job nou, dar este o întâlnire cu familia, sunt petrecerile voastre de naștere, încă o dată la mulți ani, dar celor care sunt în perioada 20-30 iunie. Ca și clarificare, are loc o transformare, o schimbare importantă în viața voastră. E un capitol care poate a fost neplăcut și care se va dizolva, sau este o persoană fie din berbecleu săgetător, fie din scorpion, care să joace un rol important în viața voastră. Ca idee, ce știți este această lună? Carta lunii? nu e luna. Nu e luna, dragii mei. Este cartea Marii Preotese. Ce știți este Marea Preoteasă, cartea Zodiei Rac. Cu multă înțelepciune, cu multă intuiție, veți avea presimțiri care vă vor spune exact, deci ascultați-vă vocea interioară. Aici Marea Preoteasă anunță despre secrete pe care le veți afla, despre faptul că aveți informații să le țineți pentru voi, aceste secrete vă ajută. Cu cât ascultați mai mult, cu atât oamenii vă vor spune mai multe despre ei și voi veți avea astfel mai multe informații. Hai să vedem în continuare ce spun cărțile. Ce nu știți, dragii mei, și văd, iată, o să preiau și această carte, că s-a întors, da, era cu fața în sus. Ce nu știți este acest 6 de monede. Vine o sumă de bani spre voi, vine o prosperitate, vine un echilibru. S-ar putea să aveți parte de un filantrop care să vă ajute. Din punct de vedere material, lucrurile să stea foarte bine pentru dumneavoastră. Pot fi persoanele din Taur, Fecioară, Capricorn care vă ajută în această atmosferă. Ce nu știți și o să vă bucure, da? Acum, în trecutul recent, iată 7 de bâte, vă arată învingător, iată, bâta voastră este deasupra celorlalte, v-ați ridicat peste niște conflicte, ați reușit la niște examene, v-ați ridicat deasupra unor necazuri, ați învins, v-ați luat măsuri de precauție ca să nu suferiți de niciun fel de situații. Văd că sunt persoane din berbecleu săgetător alături de voi. Ce urmează în viitorul apropiat este această frumoasă carte a șasului de cupe, cu împăcări, cu regăsiri, cu sufletele pereche sau gemene care sunt alături de voi, cu întâlnirea pe care o aveți legat de niște prieteni vechi, colegi, întâlnirea cu familia, o nostalgie legată de familia de origine. Este într-adevăr o perioadă 20-30 iunie emoțională și foarte, foarte plăcută. Cum vă simțiți voi? Ca optul de bâte vă simțiți activi și puși pe comunicare, pe mesaje, pe telefoane. Vedeți că rezolvați lucrurile de la distanță, poate că veți comunica foarte intens cu cineva din semn de foc, berbecleu săgetător. Aici, pe viitorul apropiat, văd și persoanele din Rac, Scorpion, Pești, care se îndreaptă spre voi. Cum vă percep ceilalți? Iată 7 de cupe. Vă percep ca fiind îndrăgostiți, dar și ușor confuzi. Vă percep ca fiind poate nehotărâți, dar și foarte creativi. Deci veți reuși să aveți multe idei, să aveți multe situații în avantajul vostru, dar și cu pe dragoste, da, sunteți pe dragoste aici, împreună cu persoana dragă vouă. Vă simțiți că lumea așa, da, e a voastră și că parcă aveți așa un sentiment că plutiți pe norișori. Care sunt temerile voastre sau speranțele? Păi, speranțele reprezintă, practic, succesul. Succesul care să vină la examene, în concursurile pe care le aveți.
să treceți cu bine peste bețele în roată care vi se pun în general. Aveți alături persoane din semne de foc, berbec, leu, săgetător, da? Și speranța voastră este să treceți cu bine peste niște încercări. Aici, da, temerile erau a faptului că, nu știu, concurența sau competiția ar fi mai bună, dar vă veți convinge că nu este așa și că veți ieși învingători. Hai să vedem și destinația, dacă veți merge pe acest drum. Iată, este o carte frumoasă a iubirilor, carta îndrăgostiților. În cazul în care nu sunteți căsătoriți voi sunteți îndrăgostiți, da? Și dacă nu sunteți căsătoriți deja, veți trece peste toate piedicile. Dacă însă sunteți căsătoriți cu cineva și v-ați îndrăgostit de altcineva, probabil că veți face alegeri bazate pe moralitate, vă veți asculta această loialitate față de parteneră sau partener. De asemenea, veți lua decizii importante, poate legate de cineva din zodia Gemeni. Văd că sunteți ocrotiți, mai ales dacă faceți lucrurile așa cum sunt morale și, da, însă este mare lucru faptul că în viața voastră, dragii mei, intră dragostea, da, și văd aici două cărți și șaptele de cupe vorbește despre îndrăgostire, dar și cartea îndrăgostiților și veți trece cu bine peste peripețiile pe care poate inerent le veți întâlni în drumul vostru. Eu mă bucur tare mult că am făcut această etalare pentru că am văzut mesaje frumoase. Sper să vă bucurați de o perioadă excelentă până pe 30 iunie. La mulți ani încă o dată. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Vă aștept, bineînțeles, și la celelalte etalări pe care le voi face la mod general. Pot face și etalări personalizate dacă doriți mesaje specifice. Și să ne revedem cu bine. Toate cele bune. Pa, pa. Să aveți grijă de voi.